În perioada următoare, polițiștii din cadrul Direcției Arme Explozive și Substanțe Periculoase desfășoară acțiuni pentru prevenirea, constatarea și combaterea evenimentelor cauzate de nerespectarea prevederilor legale care reglementează deținerea, comercializarea, importul, transferul, depozitarea și utilizarea articolelor pirotehnice de către persoanele fizice și juridice cu precădere în perioada sărbătorilor de iarnă. Vom acorda o atenție deosebită și domeniului articolelor pirotehnice. După cum știm cu toții, în fiecare an acest domeniu poate crea victime în rândul populației. Am intervenit în fiecare an cu măsuri specifice, astfel încât să nu avem probleme pe această linie. Polițiștii atrag atenția că, în afara rigorilor legii, persoanele care folosesc produse pirotehnice fără respectarea legislației în vigoare își pot pune viața în pericol. Cu siguranță ce ne dorim cu toții să nu avem incidente, să ajungem să verificăm evenimente că au ajuns buzoieni cu diferite afecțiuni pe la Spitalul Județean. Iar mesajul nostru, ca de fiecare dată, este ca aceste articole să fie achiziționate doar din locurile autorizate în acest sens și pentru a preveni achiziționarea unor articole pirotehnice neconforme sau care pot crea probleme și mai ales părinții să supravegheze foarte atent minorii, astfel încât să nu ajungă astfel de articole mânuite în mod necorespunzător, că atunci nu ne dorim să ne înregistrăm cu răniri de persoane în această perioadă. E o perioadă de sărbătoare, articole pirotehnice sunt destinate mai ales în nopții de Revelion, dintre ani, nu să le folosim așa la fiecare colț de stradă doar pentru... Da, aici mai ține și de ce mesaj transmitem, cum încercăm să și conștientizăm fiecare familie în parte și fiecare... Important este să conștientizăm riscul când ne expunem atunci când folosim astfel de articole pirotehnice. Ați văzut, se pot produce de la răniri grave ale persoanelor până la incendii și alte probleme dacă sunt mânuite într-un mod necorespunzător. Potrivit legii, este interzisă deținerea, utilizarea și vânzarea către publicul larg a articolelor pirotehnice de divertisment din categoriile F2, F3 și F4, a articolelor pirotehnice de scenă T1 și T2 și a altor articole pirotehnice din categoria P2, care sunt destinate manipulării ori utilizării exclusiv de către pirotehnicieni din motive de ordine și siguranță publică, securitate și pentru protecția mediului. Conform normelor legislative în vigoare, articolele pirotehnice se clasifică în articole pirotehnice de divertisment, categoria F1, articole pirotehnice de divertisment care prezintă un risc foarte scăzut și un nivel de zgomot neglijabil și care sunt destinate utilizării în spații restrânse, inclusiv articole pirotehnice de divertisment destinate utilizării în interiorul clădirilor cu destinația de locuință. Categoria F2, articole pirotehnice de divertisment care prezintă risc scăzut și un nivel de zgomot scăzut, sunt destinate utilizării în exterior, în spații restrânse și care pot fi utilizate exclusiv de către pirotehnicieni. Categoria F3, articole pirotehnice de divertisment care prezintă risc mediu, destinate utilizării în exterior în spații deschise, vaste, al căror nivel de zgomot nu este dăunător sănătății umane și care pot fi utilizate exclusiv de către pirotehnicieni. Categoria F4, articole pirotehnice de divertisment de mare risc, cunoscute sub numele de articole pirotehnice de divertisment de uz profesional, destinate utilizării exclusive de către pirotehnicieni și al căror nivel de zgomot nu este dăunător sănătății umane. Articole pirotehnice de scenă, categoria T1, articole pirotehnice pentru utilizarea pe scenă care prezintă un risc scăzut și care pot fi utilizate exclusiv de către pirotehnicieni. Categoria T2, articole pirotehnice pentru utilizarea pe scenă care sunt destinate utilizării exclusive de către pirotehnicieni. Alte articole pirotehnice, categoria P1, articole pirotehnice altele decât articole pirotehnice de divertisment și articole de scenă care prezintă un risc scăzut. Categoria P2, articole pirotehnice altele decât articolele pirotehnice de divertisment și articole pirotehnice de scenă care sunt destinate manipulării ori utilizării exclusive de către pirotehnicieni. Persoanele fizice sau juridice autorizate pot folosi articolele pirotehnice de divertisment numai cu luarea măsurilor de protejare a persoanelor, bunurilor materiale, animalelor și a mediului. Nu este permisă folosirea articolelor pirotehnice în următoarele situații: a) între orele 24 și 6, cu excepția evenimentelor de interes local, național sau internațional, în baza aprobării autorităților locale;
B. La o distanță mai mică de 50 de metri de construcțiile de locuință cu până la 4 niveluri și la mai puțin de 100 de metri față de cele cu peste 4 niveluri. C. La o distanță mai mică de 500 de metri de instalațiile electrice de înaltă tensiune, de locurile de depozitare și livrare a combustibililor lichizi sau solizi, de instalațiile de gaze. D. La o distanță mai mică decât cea prevăzută de reglementările în vigoare pentru obiectivele chimice și petrochimice, ori pentru alte obiective care prezintă pericol de incendiu sau explozie. E. În locurile în care există riscul producerii de alunecări de teren, avalanșe sau căderi de pietre. F. Pe drumurile publice deschise circulației rutiere, pe aleile pietonale și în spațiile deschise cu aglomerări de persoane. G. La o distanță mai mică de 500 de metri de păduri. Orice operațiune cu articole pirotehnice efectuată fără drept constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.